Bună seara, dragi telespectatori! Ne revedem astăzi la o emisiune Viața Gorjului. Sunt Aura Stoienescu și astăzi vă propun un subiect cultural. Invitata mea este Alina Tița, reprezentanta Muzeului Județean Gorj și manager de proiect din partea română pentru proiectul Note Comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne. Este un proiect româno-american. Bine ai venit, Alina, bine ai revenit la noi în studio. Vă mulțumesc pentru invitație. Da, este o colaborare inedită pentru noi, cel puțin comunitatea din județul Gorj și cred că și pentru muzeele din România. O colaborare între un muzeu din Statele Unite și un muzeu județean din România. Ținând cont că Clay Center, parcă se cheamă, este un muzeu privat. Da. Deci da. Asta e și mai interesant. Primesc pentru că foarte mică finanțare de la administrația publică, un procent de 2-3%. Restul sunt din fundații, donații, sponsorizări. Și încasări, scrieri de proiecte, da, și încasări, da. Da, e ceva să faci un muzeu privat în La ei foarte multe muzee sunt private, cele mai multe. Da, am înțeles că s-au și mirat. Cum? Adică muzeul de stat. Da, altă tradiție avem noi, alt tip de muzeu, pentru că ei sunt un muzeu care este axat pe programe educaționale, pe implicarea cetățenilor în programe culturale, pe programe de învățare continuă, educație non-formală, noi mai mult pe conservare, restaurare de patrimoniu. Da. Deci avem de învățat și din punctul ăsta de vedere unii de la alții. Într-adevăr. Proiectul ăsta are foarte curând, zilele următoare, are un eveniment foarte important, are vizita americană la Târgu Jiu, după ce delegația română a fost deja anul trecut, cred, când v-ați și întors și am făcut o emisiune împreună cu Ionuț Munteanu. Da, Ionuț Munteanu. Unul dintre membrii delegației, peste două săptămâni, are un eveniment important și de asta te-am invitat să-l promovăm, să facem avantpremiera evenimentului, dar înainte de asta vreau să spun telespectatorilor care dacă au și întrebări ne pot trimite SMS la 0766314582 să facem un mic rezumat al proiectului, să vedem cum a început, în ce constă și după aceea să ne axăm pe evenimentul care urmează chiar înainte de Paște. Da, proiectul a început practic eu la muzeu, am aflat de el în urma unui e-mail trimis de Ambasada Statelor Unite în care ni se prezenta programul Museums Connect, în cadrul căruia am urmărit, m-am informat cu privire la etapele, la ce presupune programul. Am făcut un profil al muzeului și am depus profilul muzeului. Ulterior, trebuia să caut un partener american, pentru că este un program ce presupune colaborări între un muzeu non-american și un muzeu american. Și am trimis scrisori de intenție la mai multe muzee din baza de date de pe site-ul acela și cei de la Clay Center mi-au răspuns, au fost deschiși într-o colaborare și colaborarea, țin să subliniez că a început din octombrie 2013, iar timp de un an de zile, împreună cu managerul de proiect american, William Jeffries, care este director de strategie, dezvoltare strategică și manager de granturi, de proiecte, au o altă denumire a funcțiilor, am lucrat la acest proiect și s-a adaptat în faza în care este astăzi. Deci ați făcut un proiect în doi la distanță? Da. Fără să vă cunoașteți? Da, păi de așa natură e proiectul, e programul Museums Connect. Am înțeles. Da. Acest mail l-a trimis ambasada americană la toate muzeele din România, nu? Cred că da. Cred că da. Nu aveați o relație directă cu ambasada nu, și din nu. Când în când vă mai trimiteați mail-uri? Sub nicio formă, nu. Nu. Probabil că l-a trimis la toate muzeele. Și câte muzee din România au aplicat? 3 în afară de noi. Da? Ce alte muzee? Complexul Muzeal Iași, Muzeul Țăranului Român, și încă unul din Cotroceni, dacă nu mă înșel, și cu noi. Felicitări! Da, mulțumesc! Probabil că ei n-au găsit partener, nu s-au înțeles la o idee de proiect, nu știu ce s-a întâmplat.
Poate noi aplicat mai mult, dar recunosc că am avut și un dram de noroc. Da. Da. Foarte bine. Contează și e asta. Un lucru bun. Da, da. Mai ales când sunt rezultate atât de frumoase, pentru că chiar am avut surpriza să aflu despre acest proiect și la început am ridicat așa un pic dintr-o sprânceană, pentru că și eu am scris proiecte și știu că se muncește mult la unul local și pe buget mic, și dar la unul internațional și cu oameni pe care nu-i cunosc, să-l scrii de la început la distanță și după aceea să-l implementezi. Da. Sunt convinsă că ai o grămadă de treabă. Da, mai ales acum cu organizarea celui de-al doilea schimb cultural. Da. Sosirea americanilor care vor veni în țară pe 1 aprilie. Exact, pe 1 aprilie. Și ca să spunem de acum, va fi un frumos, îi puteți vedea și dumneavoastră, dragi spectatori, pentru că va fi un frumos spectacol la mall-ul din Târgu Jiu Shopping City. Da, îi dăm locația, nu îi facem publicitate. Locația spectacolului va fi la Târgu Jiu Shopping City în joia Paștelui, când dumneavoastră mergeți să cumpărați de toate, să treceți și pe la etaj, pe acolo, sau, mă rog, în zona unde se va amenaja sala, să vedeți un pic de muzică americană și românească. Și românească, da. Da. Dar să terminăm cu rezumatul proiectului. Deci, în ce constă proiectul? Și în ce fază suntem? Proiectul constă în fiecare muzeu are un liceu partener. Noi aici, pe partea românească, avem liceul de artă Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu. Ei au liceul Wahama și sunt selectați de către profesorii colaboratori în proiect 25 de elevi români, 25 de elevi americani, care de-a lungul acestui an de colaborare vor învăța să creeze povestiri digitale, să creeze mixuri muzicale, instrumente de educație non-formală, aflând astfel despre cultura fiecărei țări, învățând să stăpânească noile tehnici de tehnologie ale secolului 21. Elevii români au ocazia de a învăța limba engleză și mai bine, da. Deci sunt avantaje multiple. Cum a fost vizita în America? Noi am prezentat atunci și poze, nu mai venim cu acele poze pentru că le-am prezentat și nu ăsta e subiectul principal, ci vizita care urmează și despre care vom vorbi. Cum a fost vizita în America? Extraordinară, vă dați seama. Niciunul din... Ba da, profesora de limba engleză mai fusese în America, dar acum 20 de ani și era foarte curioasă să vadă cât s-a schimbat America în 20 de ani, iar ceilalți, niciunul dintre noi nu mai fusese. Vă dați seama, pentru elevii de liceu la 16 ani, la 18 ani să viziteze Statele Unite e o șansă unică. Cred că nici lor nu le venea să creadă că sunt acolo. Corect. Cine finanțează proiectul? Alianța Americană a Muzeelor, care este o instituție subordonată Departamentului de Stat american. Și este o finanțare 100% sau a trebuit să veniți cu cofinanțare? Avem cofinanțare în proiect. Aveți. Da. Cât la sută e cofinanțarea? Aproximativ 50% muzeele partener și 50% Alianța Americană a Muzeelor. Deci muzeul nostru 25%. Mai puțin, pentru că americanii mai și mai generoși și mai potenți financiar decât noi, românii. Corect. Bun. Ce ați făcut acolo, în America? Activități incluse în proiect, care vor fi dublate aici, aceleași vor fi făcute și aici, printre care cursuri de pregătire profesională pentru profesori, ținute de specialiștii în programe educaționale de la Clay Center. S-au ținut cursuri pentru digital storytelling, adică povestiri digitale. Apoi concerte la liceu, ore deschise ale artiștilor populari în fața elevilor. Elevii români au participat și la ore în liceul acela american, au fost foarte încântați să vadă cum decurge o oră de curs în America. Și concert public, la fel și la ei s-a ținut la mall. Și subliniez, aceleași activități vor fi dublate aici. Cursurile vor consta de această dată în cursuri de mixaj muzical, de creare, de îmbinarea celor două stiluri muzicale, de folclor românesc și folclor american. Da, și concertele care la fel vor fi... Deci acela va fi mixul muzical. Da. Adică
să cântăm românește în stil american? Nu știu, aici nu mă pricep la chestia asta. Știu doar că un mix muzical, da, se va lucra cu un program special, se pricep mai bine cei de la Clay Center. Adică suprapunem Doina Gorjenească cu... Cred că așa, nu știu despre ce e, mă depășește subiectul acesta. Ceva gen country, să zicem, adică muzică... Cred că o să fie ceva interesant. Sigur. Da, uite că e chiar o idee de proiect interesantă. Ei sunt foarte specializați în domeniul acesta educațional, non-formal, digital, care, da. Da, și care dă și rezultate, din păcate, la noi. Asta e viitorul, adică e muzeul al viitorului, spre care trebuie să tindem și noi. Vă urez succes! Mulțumim! Și să atindeți cât mai repede! Mulțumim! Asta e un prim pas. Da, este. În primul rând trebuie să vedem, avem un exemplu de bună practică, adică să-l vedem întâi cum funcționează, să-l vedem la el acasă, după care să-l putem încerca să-l multiplicăm ca și idee de proiect. Da, pentru că este un concept care nu se pliază numai la folclor, se pliază la orice alt subiect. Istorie, matematică, orice. Geografie, povestirile astea digitale pot fi de mai multe tipuri. Și pot învăța carte, practic, pentru că, exact, pentru că înainte de a crea povestirea digitală, tu trebuie să te documentezi, trebuie să filmezi, să fotografiezi, să editezi, să cauți material pentru a vorbi pe acea poveste digitală. Deci e o întreagă muncă în spatele unui simplu videoclip de, să spunem, 5 minute. Da, da. Ce se va întâmpla aici la Gorj? Știu că aveți în plan mai multe, nu numai cursuri, și vreți să le arătați și România, să le arătăm că nu suntem niște oameni încă în copac. Da. Nici nu este tot românul din lagre de concentrare sau din case de copii și mizerie și așa mai departe, pentru că, din păcate, multe din documentarele și din materialele care pleacă din țară și merg la concursurile de film documentar, de chiar și de film, nu văd așa lucrurile, că nu cred că așa ar trebui să prezentăm România. Din păcate, câștigă premii aceste filme, dar nu se reprezintă, dragi telespectatori, că sunteți de acord cu mine și tu, Alina, nu reprezintă România cazuri, nu neapărat izolate, dar nu reprezintă România, reprezintă o situație din România. Ori dacă noi ieșim în afară numai cu acele, pentru că poate alea sunt cele mai, știu eu, dorite în afară, să se... nu știu de ce. Și atunci voi va trebui să vă luptați acum cu imaginea României creată prin aceste filme care merg la festivaluri și să le arătați americanilor că avem altă Românie. Curios, au o imagine bună despre România. Cum se face? Se uită pe Facebook, cred că. Nu știu, sunt niște oameni foarte modești, binevoitori, adaptabili, nu au niciun fel de superioritate că sunt americani, nu. Din punctul meu de vedere, cred că mai mult au europenii superioritatea asta, francezii, italienii, la americani am întâlnit. Românii față de cine? De americani? Ok, a fost ok, da. Nu, chiar am rămas și o surprinsă, deci n-au avut nici o problemă, nici o superioritate față de noi. Sunt extraordinari. Asta e chiar bine și asta este o dovadă de civilizație la cel mai înalt grad. Și este o șansă pentru noi cu acest proiect să promovăm România. În principal județul nostru, dar și România. Pentru că în itinerariul pe care l-am făcut pentru ei, în cele 12-13 zile cât vor sta aici, în mare parte vom vizita obiectivele culturale, naturale, istorice din județul Gorj. De exemplu? Vom merge la Muzeul Curtișoara, unde vor avea într-o seară parte de o cină gorjenească, tradițională gorjenească. Ce ne pregătiți? Nu știu încă, discutăm cu domnul director, masă tradițională, probabil că sarmalele vor fi nelipsite. Apoi o să-i ducem la... Știu că n-ați la garniță. Nu știu dacă... Cu o tigaie, cu mâncam, dai când eram mici. O să se îngrașe, o să se îngrașe cât stau în România. Apoi un tur al mănăstirilor, care sunt cunoscute în România pentru valoarea lor, Lainici, Polovragi, Tismana, Rânca,
pe Transalpina, îi ducem în Joia Mare, înainte de concertul de la MOL. Și cam atât în județul Gorj. Apoi o să mergem la Bran, pentru că știu de Bran, își doresc să-l vadă. Da. Castelul lui Dracula, bineînțeles, toată lumea știe de el. Și chiar s-au bucurat când l-am introdus în itinerar. La Peleș, care este chiar un obiectiv ce merită să fie ținut minte și rămas în memoria lor, pentru că vor rămâne cu amintirile și ceea ce vor vedea în România cred că va reprezenta de-a lungul vieții lor tot timpul România. Adică când vor auzi de România, o să-și aduc aminte de Peleș, cred că și de Bran, ca să obiective cele mai importante. Apoi o să mergem la Sibiu, un oraș de care la fel știau, și la Orșova, pe Dunăre, într-o croazieră pe Dunăre de 3 ore. Am încercat să surprindem, noi cei de la muzeu, o Românie cât mai variată, adică și parte spirituală, și parte de etnografie, de istorie, culinară. Și, da, bineînțeles, culinară și arhitecturală, căci Peleșul e extraordinar. Extraordinar, într-adevăr. Da. După care, tot în Joia Mare veți avea acest spectacol. Vom avea, că și noi vom fi acolo. Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi. Noi în SAT TV suntem parteneri în multe acțiuni ale muzeului și ca o televiziune care iubește folclorul, tradițiile, era normal să vă fim alături și de data asta. Avem multe colaborări împreună și toate frumoase. Deci am fost de acord să fim parteneri media și noi și săptămâna lui Vertical, care face parte tot din echipa noastră. Vom filma, dragi telespectatori, acel spectacol în întregime și îl veți putea vedea chiar în ziua de Paște și a doua zi în reluare. Deci va fi emisiunea noastră, ediție specială de Paște, da. Spectacolul pe care voi îl puneți la cale. Și cred că va fi și o premieră. Ați mai difuzat până acum muzică americană, nu americană, folclorică, dar alta decât cea românească. Nu, chiar e premieră și începeți cu cea americană. Am avut odată la filmări anul trecut pentru Crăciun pe cineva din Serbia, dar a cântat românește. A, muzică românească. Deci muzică românească cu influență de Severin, de Serbia, dar cântată în limba română. Deci va fi o premieră. Da, și ca să fac o paranteză, noi la Muzeul Județean mai avem un proiect câștigat cu Croația. Da, felicitări. Da, și o să plecăm în Croația la vară, odată în august, odată în septembrie, unde vom cânta pe acolo muzică tradițională românească. Foarte frumos. Deci promovăm folclorul și tradițiile, căci asta este una din funcțiile noastre. Foarte pe partea bine. De etnografie și folclor. Foarte bine, felicitări. Mulțumim. Uite că Muzeul Județean Gorj, instituție care acum mulți ani în urmă era așa mai adormită, mai anchilozată, face mișcări puternice de dezvoltare și de modernizare a conceptului de muzeu în România. După câte știu, au crescut și încasările față de anii mult anterior, să așa zicem, este. Peste 10 ani, să zicem, și-a schimbat fața, adică nu mai e muzeul ăla plin de praf și de vitrine, este... Suntem mai activi, mai implicați în comunitate. Categoric, arată bine interiorul, adică s-au făcut colțuri de diverse gospodării, de diverse momente ale istoriei Gorjului. Chiar s-a schimbat mult muzeul Gorjului. Și cu acest proiect româno-american face un mare pas înainte instituția Muzeul Județean Gorj. Felicitări! Mulțumim! Multă muncă în proiectul ăsta, bănuiesc. Da, este, dar este o muncă plăcută. Asta e foarte important. Da. Asta și e foarte important. Satisfacția ce este pentru noi, o satisfacție spirituală, e extraordinară și faptul că putem să promovăm cultura. Am avut și ocazia să vizităm Statele Unite și să-i primim pe ei aici, să le arătăm frumusețile țării noastre, valorează mai mult decât orice. Și așa cum se spune că ideea e un lucru foarte bun,
Dacă eu îți dau ție o idee și tu îmi dai mie o idee, fiecare din noi vom avea câte două Da. idei. Dacă îți dau un lucru, rămâne la tine. Deci ideea Da. se multiplică. Și acest proiect este o idee care... Deci și învățați, nu doar cunoașteți, ci Da. învățați și unii și alții Și din promovăm. experiența celorlalți. Da, da. Și promovați. Am să mai fac un anunț pentru telespectatorii noștri care sunt mari iubitori de folclor și mari iubitori ai artiștilor pe care noi îi dăm pe post. Colega noastră, Elisabeta Vasile, va fi invitat special în invitat cadrul concertului. Special, Nelu Bițână de la Craiova și Ion Drăgan de la Gorj. Artiștii mari, zicem noi, pentru că sunt colegii și colaboratorii noștri, eu zic că sunt mari, dar nu vreau să fiu subiectivă, ai Gorjului și ai Olteniei, care cu dragă inimă și nu contra cost, deci prin voluntariat, au fost de acord să participe la acest spectacol, la care vă așteptăm, dragile spectatori. Vor da cât autografe mai mare. Și americanii și gorjenii și da. Colegii de la Muzeul de Artă, Liceul de Artă și ei, bineînțeles, partenerii da. Voștri vor domnii participa. Profesorii și artiștii, ei domnul sunt membri în proiect. Da. Constantin Argint și domnul Dumitru Pasăre. Și tineretul, vine și tineretul sau nu vor concerta ei? Ba da, ba da. Da, și copiii. Da, și copii și la fel elevi care vor să vină da? Să asiste la concertul colegilor lor. Oricine este bine primit la mulți. Da, e lucru extraordinar și să sperăm că va ieși un spectacol la înălțime, mai ales că este emisiunea noastră specială de Paștere, Vin și Arăt. Ce urmează în acest proiect? E ultima fază. Este cel de-al doilea schimb. Raportări se dau o dată la 3 luni, deci pe trimestru. Da? Acum trebuie să dăm raportarea pe trimestrul al treilea, după 31 martie. Deci s-au dat raportări, se vor mai da. După ce cel de-al doilea schimb cultural se va finaliza, urmează crearea acelui mix digital despre care am vorbit înainte. Mix muzical, combinarea celor două stiluri muzicale. Pe baza cursurilor pe care profesorii le-au făcut cu cei de la Clay Center. Împreună cu elevii lor vor lucra la crearea acestui mix digital. Am înțeles. Avem o întrebare și îmi cer scuze față de telespectatori. La ce oră e spectacolul? Asta n-am spus. Am spus joi înainte de Paște, adică pe 9 aprilie, ora... 17. Deci la ora 17, dragi telespectatori, ne întâlnim, echipa Muzeului Județean Gorj, echipa Muzeului Clay Center, artiști români și americani, echipa ENSA TV, ne întâlnim, bem o cafea, facem poze împreună, ne simțim bine, ascultăm muzică română și americană și ne vedem la televizor în ziua de Paște. Da. Da. Ce va urma după încheierea proiectului? V-ați gândit și la acțiuni comune ulterioare sau se încheie aici colaborarea cu Clay Center? S-a depus un alt proiect pentru o continuare a acestuia, dar cu alt liceu, partener. Încă nu știm dacă e în evaluare, nu știm dacă va obține sau nu finanțare. De la același finanțator? Nu mai avem voie să cerem finanțare Aha. de la Alianța Americană a Muzeelor 3 ani de zile de acum încolo. Și de unde Astea cereți? Sunt regulile. De la cine cereți acum finanțare? De la un organizație americană pentru muzee și biblioteci. Ah. Ei au foarte multe astfel de organizații. Din punctul ăsta de vedere stau mult mai bine decât noi. Noi n-avem. Noi avem decât fonduri europene și atât. Noi n-avem deloc. Da, mai sunt niște fonduri guvernamentale, dar proiectele se scriu destul de greu, se câștigă destul de greu, se implementează și mai greu destul se câștigă, de greu, da. Se implementează destul de greu în România. Și aș vrea să te întreb, tocmai pentru că spuneam, am experiența mea în proiecte și cele scrise și implementate aici în România, unele cu fonduri europene, altele cu fonduri și dacă stau acum să mă gândesc, nu că vreau să ne lăudăm, dar prima noastră colaborare cred că a fost proiectul finanțat de Fundația Soros în care noi v-am cerut parteneriatul să facem și să vindem împreună suveniruri. Da.
Și dacă telespectatorii nu știu, o să spun eu că la ora actuală Muzeul Județean Gorj vinde suveniruri luate, achiziționate de la, în regim de consignație, atenție. Deci nu cumpărate și apoi rămânem cu ele, nu este o afacere, este efectiv o posibilitate ca omul să plece cu ceva amintire de la muzeu, fără ca muzeul să investească, în sensul că nu le cumpără, ci le primește în consignație. Dacă le vinde, îi dă omului acel comision de consignația. E o Da. idee foarte bună. Aveți acolo multe obiecte, chiar de la diversi artiști populari, de la și reviste și multe, multe alte CD-uri, după câte știu, Da, da? așa este. Vă rog să nu sunați, vă rog să trimiteți SMS, da? Deci acel număr de telefon este pentru SMS acolo. Îmi pare rău, nu se poate răspunde la telefonul ăsta. La dedicații stați de vorbă în direct cu colegul nostru, Gigi Vasile, de la ora 20. Până atunci, suportați ideea că trebuie să trimiteți SMS. Mai ales că era și un număr necunoscut. Da. Așa. Nu necunoscut, dat cu anonim. Telefon Am anonim. înțeles. Da. Nu neapărat număr pe care eu nu-l cunosc. Da. Și acel proiect finanțat de Fundația Soros și al Asociației Pro-Vertical, pe care noi o avem în continuare, a dat niște rezultate extraordinare. Deci a creat un exemplu de bună practică și s-a multiplicat acel proiect. Deci noi am început cu niște lingurițe sculptate și niște cusături Da. pe iută. Și acum aveți o mare diversitate de obiecte la vânzare de suveniruri. Cum mi-a venit ideea acelui proiect? Cum mi-a venit ideea acelui proiect? Deci, vă rog să nu insistați că nu se răspunde și se și bulversează sonorul în emisiune, chiar dacă e pe silențios telefonul. Asta spuneam, deci acel proiect a fost un exemplu de bună practică și s-a multiplicat în continuare și la ora actuală spuneam că mi-a venit și, na, spuneam că mi-a venit ideea proiectului, tocmai prin faptul că cei din conducerea muzeului spuneau, frate, noi erau la început, tocmai ce Da. preluaseră conducerea, și spuneau, noi aici, și dacă vine un turist, pleacă cu mâna goală, nu avem nimic, nu are cu ce să plece. Și acum aveți o diversitate de suveniruri și e iar o multiplicare a imaginii muzeului și a imaginii României față de cei care pleacă. Da, așa este. Și ce am mai constatat eu? Că foarte mulți străini din afara țării cumpără multe obiecte. Da, așa este. Și oaspeții noștri americani la fel vor primi suveniruri din partea noastră, ca amintire pentru faptul că au vizitat România. Multe dintre ele realizate în stilul Da, tradițional. bineînțeles, Pentru pentru că că am este văzut și că ați proiectul de păstrat. asemenea natură, de Corect. tradiții și obiceiuri. Da, iată că în felul ăsta s-a găsit de lucru pentru niște producători locali care făceau niște coșulețe din, știu eu, Nuiele împletite împletite. de. Din coajă de nuia de alun. Că am și învățat cum se fac. Chiar am filmat niște. Da, se insistă, păcat. Chiar am filmat undeva într-un cătun din Polovraj, într-un cătun de rudari, da, chiar mai sus de Peștera Muielor, e un cătun de rudari Da. și ei fac și la ora actuală coșuri de nuiele dar nu din nuiele, ci din coajă de alun. Deci se jupoaie nuiaua de alun și din coaja alunului se fac Se împletesc aceste coșulețele. coșulețe, Da, da. Foarte. interesant. Și uite, am avut ocazia să cunoaștem meșteșugurile străvechi la ele acasă. Da, Și și să le reînviem. apropo de meșteșuguri, este inclus în itinerarul vizitei americanilor pe 6 seara, după amiaza, de fapt, la muzeu, un workshop de tradiții și obiceiuri, împreună, în colaborare cu Școala Populară de Artă și mulțumim domnului director Alexandru Bratu, în care elevi de la liceul de muzică și, bineînțeles, oaspeții noștri americani vor asista la diverse meșteșuguri, de exemplu, țesut, împletit de covoare, olărit și nu mai știu ce Și a cu spus. siguranță vor Vor fi încerca și ei, încântați. Da, vor probabil, încerca să probabil. lucreze, nu? Da. Deci vor face și puțină practică în domeniu, da.
Revin și rog să nu mai insistați cu telefonul, deci SMS, da? Iar în ziua de Paști, pentru că ei vor fi aici de Paști, vom avea masă tradițională de Paște. Unde? La un restaurant, nu, la un restaurant din Târgu Jiu. A, masa festivă va fi masa tradițională. Da, va fi și practic masa de la revedere, de rămas bun, da. Da. Pentru că pe 13 se vor întoarce la București. Foarte frumos. Da, și cu ocazia asta vor vedea și ei cum se sărbătoresc, cum celebrăm noi Paștele în România. Pentru că la ei este cu totul și cu totul altceva. Sărbătorile au mai mult o latură comercială la ei, la Crăciun, bineînțeles, cadouri, Moș Crăciun și mai mult vânzoleală mare prin magazine, iar de Paști iepurașul. Au cam uitat de latura aceasta spirituală. Ei înșiși sunt conștienți de chestia asta și ne-au spus. Chiar sunt curioși. Acum, în funcție de dorința lor, noi vom încerca să-i ducem și la, în noaptea de înviere, la o mănăstire. Da, dacă vor, bineînțeles, dacă vor, da, e o chestie opțională. Da, da, da. Sigur. Cred că sunt deschiși, pentru că ne-au spus că vor să trăiască cum trăim și noi și vor să se distreze așa cum se distrează un român oarecare. Deci nu sunt oameni cu pretenții. Da, nu. Chiar deloc. Nu vor veni cu stewardezele, cu bucătăresele ca să-și gătească în stil american, nu. Așa cum nu, fac nu, unii ei artiștii. Nu au o mâncare anume. Acolo mâncare mexicană, deci practic e un mix, un melanj. Acolo n-au ceva care este al lor. Da, pentru că până nu, la urmă... Nu, dar și sunt ei oameni deschiși. Chiar îți dornici să cunoască noi lucruri. Și practic, asta este o modalitate de îmbogățire a spiritului, de a cunoaște cât mai multe lucruri. De a te dezvolta personal, ca om. Da. Și pentru că mai avem un pic de timp, aș vrea să trecem un pic și în proiectul următor cu Serbia, spuneai. Cu Croația. Cu Croația. Acolo s-a concretizat ceva? Aveți, l-ați câștigat deja? Da, este proiect depus în Croația de partenerul nostru din Croația. Este un ONG de cultură și arte din un orășel, Belek, îi spune, și ei l-au depus și l-au câștigat. Da, iar noi suntem partenerul internațional. Cum v-ați parteneriat? Cum de v-ați întâlnit? Da, e un site de parteneriate, de organizații care își depun ideile de proiect pentru acele proiecte Erasmus. Și eu i-am contactat, le-am trimis o scrisoare de intenție, le-am descris muzeul, obiectivele, în ce constă activitatea noastră, personalul muzeului. Bineînțeles, am descris și proiectul cu Statele Unite, probabil că i-a impresionat și a fost un punct în plus în favoarea noastră și ne-au contactat și ne-au rugat dacă suntem de acord să fim partenerul lor internațional în proiect. Și în ce va consta proiectul? Este un proiect de dialog structurat, adică dialog între ONG-uri și reprezentanții instituțiilor publice, așa cum suntem noi. Muzeul Județean Gorj are rolul de evaluator, educator și partener internațional. Și când se va desfășura proiectul ăsta? Începe pe 1 aprilie. Peste câteva zile? Da. Să mergem și noi. Și în ce constă? Ce veți face? Care e programul? Constă în 6 întâlniri, de fapt webminare, le spune, un fel de seminar online. 2 dintre ele vor fi prin deplasare a reprezentanților Muzeului Județean Gorj, a unei delegații din partea Muzeului Județean Gorj, în Croația, în august și la sfârșitul lui septembrie. Iar restul sunt ședințe online. Vom discuta despre rolul ONG-ului în dezvoltarea comunității locale, în crearea de noi locuri de muncă, strategia de sprijinire a administrației locale față de ONG-uri, care și pe acolo e cam deficitară, spuneau ei. Și ei nu vin aici? Nu, nu. Este un proiect diferit. Da. Doar noi ne ducem acolo. Da. Iată, și deja ne-am pregătit eu și cu o colegă, care îi mulțumesc pentru ajutor, Mihaela Cristea, care este muzeograf la Muzeul de Artă, ne-am pregătit pentru primul webinar, care va avea loc săptămâna aceasta.
Păi, dacă tot v-ați pregătit, explică-ne și nouă ce presupune un webinar despre care nici n-am auzit, recunosc. Nici eu nu auzisem, dar ăsta este farmecul acestor proiecte, că avem de învățat unii de la alții. Și, practic, tot timpul ne adaptăm cu cerințele lumii actuale. Este un seminar ce se ține într-un program online, în care fiecare vorbește, e ca și cum ai fi la un seminar într-o clasă de curs, numai că nu ești prezent fizic acolo, îl vezi pe partenerul tău pe internet. Web. Da, da. Uh-huh. Și este o primă întâlnire de spargerea gheței, de cunoaștere, în care noi am trimis filmulețe cu Târgu Jiu, cu Gorjul, acel film de prezentare care a fost recent lansat de Consiliul Județean Gorj. Deci o jumătate de oră vom prezenta comunitatea locală, iar în cealaltă jumătate de oră vom vorbi despre ONG-urile din Târgu Jiu, despre legislația ONG-urilor și care este relația cu administrația locală. Aici la noi. Aici la noi, și da. Automat se extrapolează la ei și se va vedea și acolo cum funcționează. Da, și pentru faptul că acum avem vizita americanilor, le-am spus despre ce este vorba și că nu putem fi alături de ei în aprilie, când era fixată prima întâlnire, și au fost de acord să o înregistrăm săptămâna aceasta și ei să o arate membrilor lor în aprilie, pe 12 aprilie. Pentru că din partea lor este un proiect mult mai amplu, la ei participă 5 primării, acea societate, nu-i societate, ONG-ul acela de cultură și arte din Belec, 5 primării din zona orășelului acela, reprezentanții ai consiliilor de tineret, deci e un proiect mult mai amplu pentru ei. Și înseamnă că poate totuși este și o colaborare mai bună între ONG-uri și administrațiile publice sau doar s-au întâlnit cu ocazia acestui proiect? Nu, cred că proiectul acesta are rolul de conștientizare a importanței lor. Legătura nu este chiar așa de strânsă. Finanțarea, da, este deficitară, se face pe anumite criterii. Cunoaștem situația și din România. Aceea vor, prin acest proiect, să se creeze exemple de bună practică. Va fi un proiect finanțat de Uniunea Europeană? Da, da. De programul Erasmus. Erasmus. Da. Da, da, da. Al câtelea proiect al muzeului este? Internațional, al doilea. Și primul american, da, despre care vorbeam? Da. Că partenerii în proiecte ați mai fost inclusiv... Da, cu licee, cu biblioteci, da, cu ONG-uri pe plan local și național. Național ați fost? Da, da. Cu universități, alte muzee din țară. Ce dar s-a schimbat în atmosfera muzeului prin aceste conexiuni cu cei din afară, cu ONG-uri? Asta spuneam. Pe vremuri, muzeul era pentru conservare, acum organizează spectacole în mall, da, merge în schimburi culturale, face lecții de istorie cu copii în... acasă la istorie. Au loc evenimente legate de tradiții la muzeul Curtișoara, deci a început să devină un muzeu viu. Da, un muzeu al viitorului, așa cum îl numesc eu, căci atunci când am fost cu domnul director Hortopan în Statele Unite și am vizitat Clay Center, chiar mi-am schimbat complet ideea despre cum trebuie să arate un muzeu, cum îl știam pe al nostru că arată, care este axat pe istorie, conservare, restaurarea patrimoniului și cum și arată al lor. Și vizitare. Și cum arată al lor. Ei nu au istorie, nu au obiecte vechi, nu putem spune, dar foarte bine știu să lucreze cu comunitatea locală, cu elevi, cu profesori, organizează excursii și au foarte multe programe educaționale. Deci am rămas impresionată și chiar un exemplu noi, de urmat pentru da, noi. Iar la noi, având și rădăcina și obiectele, da, plecăm de pe o bază chiar mai stabilă decât... Deci dar suntem mult în urma lor din punctul ăsta de vedere. Deci ei nu au această bază legată de istorie, tradiții, dar compensează pe partea programelor educaționale și a implicării în comunitate. Da, aproape că n-ai mai zice că e tot muzeu, adică da, e o mare diferență între muzee. Dar așa din, sunt toate, pentru că eu am România mai văzut și prin Washington muzee și așa sunt toate.
toate se axează pe programe și am văzut că unele sunt specializate, merg până la programe pentru bolnavi de Alzheimer, pentru un proiect care a fost câștigător alături de noi, acum în anul 2014, un muzeu din Chicago cu un muzeu din Cambodgia, dacă nu mă înșel, se referă la drepturile omului, probleme de pace, deci conflicte de pace. Ai putea spune că asta nu este treaba unui muzeu, dar iată că este. Iată că este. Da, proiect în care la fel sunt implicați elevii de liceu și care învață drepturile omului și implicarea, cetățenia activă, practic. Căci elevii sunt generația de mâine și de aceea trebuie formați ca atare. Da, și nu doar să le arătăm da, cum eram odată, da. Doar să le aducem la cunoștință rădăcinile, ci să-i ajutăm problemele să actuale ale societății. Da. Da, de altfel, în România e o mare problemă aceasta a educației care se face la nivelul școlilor și care e un pic în afara realității, adică ieși din școală, ce știi să faci? Nu știu nimic, dar am terminat liceul, da. Adică ceva practic și învățarea non-formală iar e un lucru da. Foarte, și foarte mi-am important. Mai adus aminte de un proiect tot la fel câștigător alături de noi, de fapt cu coordonatoarea de proiect din Mexic, iar a rămas prietenă și mai schimbăm mail-uri din când în când, un muzeu de științele naturii din Guadalajara, din Mexic, cu un muzeu partener din Statele Unite, Carolina de Nord, tot la fel împreună, nu lucrează cu elevi de liceu, lucrează cu elevi 5-8, studiază în pădurile din regiunile lor, au pus camere video și elevii de acolo, pe baza capturilor, studiază comportamentul animalelor. Da. Deci alt concept de educație non-formală. Da, și alt concept de muzeu de științele naturii. Da, exact. Pe care muzeele trebuie să înceapă să-l promoveze. Pentru că la noi un muzeu de științele naturii înseamnă tot așa niște... Să vezi niște fosile. Niște fosile, da. Exact. Așezate în vitrine. Deci trebuie să fie viu, să se implice cât mai mult în societate. Am înțeles. Suntem la finalul emisiunii, mai avem 3 minute și o să te rog să folosim aceste 3 minute pentru a invita pe gorjeni să participe la proiectul vostru. Cum facem asta? Vă așteptăm cu drag la Mall pe 9 aprilie la ora 17 pentru un concert, spunem noi, inedit pentru orașul Târgu, județul Gorj, cel puțin, de muzică populară americană și românească, alături de invitați speciali. Bineînțeles. În număr cât mai mare, vă așteptăm. Pe da. Care am anunțat. Cum se cheamă muzica lor pe care o vor cânta? E... un termen anume. Bluegrass. Bluegrass. Dacă e să-l traduci motamo, înseamnă iarbă albastră. Nu poate fi adaptat la limba română. Da, da. Da, dar este o muzică foarte plăcută. Un fel de muzică irlandeză. Cred că în istoria lor au avut coloniști irlandezi prin zona Virginiei de Vest, pe lângă munții Apalași. Cum se numesc invitații care vor cânta de la din America? Doi frați, Dan și cu Robin Kessinger. Cu instrumente tradiționale de la ei sau cu ce? Nu, nu știu ce program au pentru acum, dar în Statele Unite au cântat la chitară și la vioară. Deci vioara o avem și noi, chitara o avem și noi da. În tarafuri, cu toate că nu este chiar din cele mai vechi timpuri, dar apare. Iată o legătură între folclorul american da, și au fost chiar binevoitori să afle despre folclorul românesc și au cântat împreună cu domnul Pasăre și cu domnul Argint. Deci după ureche au învățat... Au făcut misul cum ar veni live. Exact, da. Da, da. Înainte să-l facă electronic digital, l-au făcut și live. Și îmi spunea domnul Pasăre de la Liceu de Muzică de faptul că deja au făcut schimb cu profesorii de la Liceu American, care sunt profesori de muzică de partituri. Le-au trimis partituri de muzică populară românească pentru că liceul lor a fost selectat să participe în luna mai, dacă nu mă înșel, la o manifestare în Washington de muzică populară tradițională din diverse țări și ei vor cânta o melodie două românească. Da, foarte plăcut și impresionant pentru noi. Da, iată cum proiectul vostru se duce și în alt proiect da. Altora, tot în America.
Bun, suntem la finalul emisiunii. Dragi telespectatori, Alina Tiță a fost invitata mea, manager de proiect din partea Muzeului Județean Gorj, partea română, un proiect româno-american, note comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne, proiect inițiat și realizat în parteneriat cu Muzeul Clay Center din Virginia, de vest. De vest. Îi vezi cunoaște pe acești frumoși americani, cum i-a prezentat Alina, oameni foarte populari, prietenoși, deschiși. Foarte obișnuiți, vreau să zic, dar nu e corect. Așa, gramatical vorbind. Și vă invităm joia Paștelui la ora 17. Noi am făcut această emisiune special pentru promovarea acelui spectacol, la care ne putem întâlni cu toți și putem să ne bucurăm de acest proiect româno-american în care Muzeul Gorjului, un muzeu viu și care s-a schimbat extrem de mult în ultimul timp, vă așteaptă. Este gazda noastră. La revedere! La revedere!